Bine ne-am regăsit, dragii noștri privitori, la emisiunea dumneavoastră preferată, la dezbaterea de fiecare seară. Îmi cer scuze, mă chinuie un guturai de câteva zile. Încerc să fiu cât mai vocal și să recepționați mesajul meu, ca de fiecare dată. Invitatul meu și al dumneavoastră în această seară este nimeni altul decât maestru avocat Nicu Bobu, consilier local la primăria municipiului Târgu Jiu, căruia îi mulțumim pentru prezența în studio în această seară. Bine ați revenit, maestre! Mulțumesc pentru invitație. Vreau cu această ocazie să salut pe toți privitorii dumneavoastră, locuitorii județului Gorj. Maestre, sunteți recunoscut ca un fin analist politic și întotdeauna ați dovedit că ați mers cu imparțialitate în analizele dumneavoastră, fără să aveți partipriuri politice, fără să ridicați în slăvi niciun partid, chiar dacă este al dumneavoastră, ci să conchideți prin niște concluzii extrem de bine plasate ceea ce se întâmplă în țara noastră la momentul acesta. Și v-aș ruga să îmbrăcați din nou în această seară haina analistului și să faceți o analiză, ca de obicei pertinentă, a guvernării Dăncilă. O guvernare care, iată, a trecut de o jumătate de an. Cum vedeți dumneavoastră această guvernare, pornind de la promisiunile care le-am văzut la bilanțul de la începutul săptămânii acesteia, pornind de la ceea ce se întâmplă pe scena politică națională și internațională și, nu în ultimul rând, pornind de la frământările care transced spațiul public și ne fac pe cei mai mulți dintre noi să ne ridicăm nenumărate semne de întrebare vis-a-vis de ceea ce se va întâmpla politic, economic și social în România noastră, acum când ne apropiem de aniversarea fericită a 100 de ani de la Marea Unire. Mulțumesc pentru aprecieri. În primul rând, rolul omului politic este acela de a cunoaște foarte bine, de a se cunoaște pe el și a cunoaște situația internă și externă. Altfel nu poți să fii în slujba cetățeanului. Mulți dintre noi uită despre faptul că au fost aleși de cetățean, că suntem în slujba cetățeanului și trebuie să primeze în primul rând interesul cetățeanului. Ne amintim de cetățean doar în perioada aia de o lună, două, din 4 în 4 ani până în alegeri, în care ieșim în stradă, mergem pe la porțile lor și începem să le promitem tot felul de prostii pentru a le căpăta, pe a le capta atenția și a le cere votul. Uite că românul a ajuns să se sature de promisiuni, a ajuns să perceapă altfel, mai realist, lucrurile. Până și pensionarii s-au săturat de promisiunile care li s-au făcut în ceea ce privește măririle de pensie și măririle salariale și este deja de notorietate faptul că toată lumea înjură guvernarea pentru că nimeni nu este mulțumit de ea. Cum spuneați dumneavoastră, într-o luare de poziție anterioară, ce s-a dat prin majorare, s-a luat prin creșterea de prețuri și prin robor. Sigur că da. Cu roborul va fi o mare problemă pentru cei care au împrumut chiar în lei. Roborul va crește extraordinar de mult, ratele la bănci vor fi foarte mari și atunci iară cetățeanul va ajunge în imposibilitatea de acum câțiva ani când se invoca faptul că s-au tăiat salariile. Uite că acum nu se taie salariile, acum se măresc salariile teoretic pe hârtie, dar se măresc toate cele prețuri, utilități, roborul pentru cei care sunt datori la bănci, ba mai mult decât atât, se încearcă chiar majorarea prețului la apă și canal pentru Târgu Jiu, lucruri care vor fi din ce în ce mai greu de suportat. S-a promis că nu se va majora nici prețul la curent și gaze și uite că se va majora de la 1, așa cum prevede protocolul și din discuțiile care s-au văzut pe posturi. Considerăm că
Guvernul ar trebui să facă mult mai multe decât face. Apreciez că nu au onorat programul de guvernare sub niciun aspect, deși s-au schimbat trei guverne până acum ale PSD-ului de la începerea mandatului din 2016. Niciunul dintre punctele care și le-au asumat în programul de guvernare nu a fost îndeplinit. Doar povești, doar vorbe dulci, doar amăgiri, dar nimic concret. Adică, eu zic așa, în afară de statisticile care se fac, în afară de promisiunile care se fac, noi trebuie să simțim un buzunar că a mai rămas un leuț în plus. Atunci se simte o creștere reală. Atâta timp cât creșterea economică, creșterea salarială este doar pe hârtie, dar dacă eu până în mărire am fost și am cumpărat 2 pâini, 5 kg de cartofi, 4 kg de ceapă, 10 kg de carne și ce am mai cumpărat. Și după mărire și mi-a mai rămas și un leu în buzunar, înseamnă că e ok. Dacă după mărire mi-a dispărut nu numai leuțul ăla care mi-era, dar vin și cu mai puține alimente acasă, întrebarea este cum s-a mărit, ce s-a mărit, unde e mărirea. Adică trebuie să privim foarte atent aceste lucruri, pentru că este o altfel de tăiere a drepturilor salariale și a pensiilor. Gândiți-vă că cei care au peste 900 de lei pensie nu vor mai beneficia, deși asta este o măsură culmea, chiar împotriva pensionarilor, cei care au venituri mici. Au venituri mici. Când ești tânăr, te mulțumești cu mai puțin și cu alimente, nu cumperi medicamente, ai un alt trai. Dar când îmbătrânești, este inevitabil să folosești medicamente pentru că nu mai ești tânăr, vine o boală, vine alta, medicamentele sunt foarte scumpe. Dacă va scădea această subvenție, face socoteala că se va ajunge în situația în care un pensionar va avea de ales ce își cumpără, medicamente sau mâncare. Pentru că de haine chiar nu se mai pune problema. Haine noi sau altceva. Cineva critica că a ajuns Târgu Jiu în acest moment ca centrul Târgu Jiului să fie plin de magazine second hand. Păi de ce să fie plin dacă omul nu mai poate să-și permite să-și cumpere o cămașă, o cămașă bună fiind între 60 de lei și 150 de lei? Păi pensionarul ăla sărac cu care a trăit decent dintr-un salariu de inginer, chiar de muncitor simplu, da? Își permitea să-și aibă 2-3 cămăși, sau bănuții nu mai sunt. Și trebuie să se schimbe. De unde? Păi se duce acolo, dă 2 lei pe o cămașă în loc să dea 60, 150 de lei și își cumpără ca să poată să trăiască totuși decent. Să fie îmbrăcat, curat și aranjat, nu să fie cârpit. De asta s-au înmulțit, pentru că producția în România, locurile de muncă în Gorj sunt zero. Ne lăudăm că facem, că deschidem, că vom face. Nimic concret nu se vede. De câte ori se încearcă, câte o mișcare și la primărie, să cumpărăm un teren pentru parcări, știți foarte bine, să facem anumite investiții, tot timpul ni se pun bețe în roate și aceleași persoane se opun de fiecare dată. Nu știu până când. Odată va trebui să răspundă de acest vot împotrivă pentru fiecare investiție care se face. Vreau să vă lansez o altă provocare, maestre, și anume am văzut ce spunea ministrul de finanțe în urmă cu ceva vreme într-un material de televiziune și vorbea de faptul că primarii în speță ar trebui să se împrumute la trezorii pentru a rezolva problemele financiare cu care se confruntă. Deci rectificarea din spusele domnului ministru de finanțe nu va veni pe plus cu bani, ci va fi una ușor negativă. Deci primarii, ca să dea salarii și să-și reușească activitatea de continuitate în instituții, trebuie să apeleze la bugetul trezorerilor. Cum vedeți dumneavoastră această situație? Iată o premieră în cei 28 de ani de democrație. Domnul Nicu și stimați telespectatori, exact ce vorbeam mai devreme. Acest guvern a dus țara spre haos. Și voi și motiva această afirmație. Atâta timp cât obligi prin lege să mărească salariile bugetarilor,
într-un anumit cuantum. Aduceți-vă aminte, vreau să fac o paralelă, aduceți-vă aminte de primăria de la Stănești. Primăria de la Stănești, datorită faptului că a accesat programe, a accesat investiții pentru comunitate, a trebuit să plătești anumite rate eșalonate periodic. Da? Pentru că în momentul în care nu te încadrezi cu plata și nu te încadrezi cu obligațiile care ți-ai asumat, se oprește lucrarea și Uniunea Europeană te obligă să returnezi banii. Ajungi la o investiție în care ai 70-80% investiție gata făcută și nu poți să continui pentru că numai ai 20-30%, n-ai de unde să-i plătești, pentru că guvernul care și-a asumat că îți va trimite bani, da? Nu-ți mai dă. Și atunci ce faci? Te duci la bancă, te împrumuți, aduci alte datorii pentru primărie în cazul în care tu nu ai de unde să iei, pentru că deja bugetul tău, din bugetul tău, din veniturile tale care se fac pe primărie, acel venit este deja arvunit, pentru că trebuie să plătești datoriile și utilitățile care sunt. Și atunci, împrumutându-te, ce facem? Ajungem în stare în care nu vom mai putea plăti. Atunci, cine va răspunde? Cine va fi de vină? Vedeți, aici se ajunge. Aici se ajunge cu acele promisiuni deșarte, cu acele amăgiri care se fac că vor crește salariile, dar de fapt ele vor scădea. Este un paradox. Cum poți să trimiți o primărie? Pentru că, haideți să revenim un pic. Eu când am făcut o investiție, am cerut... Uitați-vă la stadion. Este un exemplu cel mai frumos și la îndemână. Vreau să dezvoltați aici pentru că era întrebarea următoare. Da, vreau să faceți un tablou complet. Da, mulțumesc. Uitați-vă la stadionul din Târgu Jiu. Este o lucrare care este făcută 90%. Primăria, Consiliul Local, Primăria Târgu Jiu, Consiliul Local și-a asumat obligativitatea să vină să facă utilitățile până la intrare. În acest moment utilitățile sunt făcute. Până la intrarea în stadion. Până la intrarea în stadion. Avem tot. Apă, gaze, canal, tot ce este tot. Nu se poate racorda pentru că nu sunt 50%. Bani care trebuia să vină de la guvern, nu sunt făcute utilitățile din stadion către ieșire. Înțelegeți? Pentru a se pupa, pentru a se pupa, putea lega cu cele din exterior. Acum, vedeți dumneavoastră, orice investiție care trebuia să fie făcută la un moment dat, dacă trece un an, doi, trei, cinci peste ea, nu este folosită, nu este întreținută, acea investiție se va ruina prin ea însăși. Adică apare degradare, apare uzura morală, apar foarte multe lucruri. Plouă, mai ales cu ploile astea. Te trezești că plouă fără să-ți dai seama, pentru că nu te ce nimeni pe acolo. Nu e nici a noastră că nu e recepționată, nici a nimănui. Și atunci te trezești că se infiltrează apă și atunci se dărâmă ceva. Cine trebuie să plătească? Cine? Cine ar trebui să plătească? Cine? Păi noi toți vom plăti. După aceea, aduceți-vă aminte că acum o perioadă normală investire, doamna prim-ministru, că uite, iar ajungem la guvern, da. A zis, voi gorjeni, târgușeni, pune șampania la rece, că voi veni să inaugure stadionul. Păi e la rece. Și când vine? Eu am vorbit cu domnul primar zilele trecute și am spus, doamne, păstrați totul șampania la rece, dacă nu o aduc eu. Eu am una la rece permanent. Și numai să vină. Și vine? Așteptăm. Așteptăm, cu nerăbdare așteptăm să ne dea cei 10% care mai trebuie pentru a termina această lucrare. Ce credeți, maestre, păstrează cei 10% să-i acorde în perioada pre-campanie electorală ca să valorifice din acest punct de vedere? Asta este o anomalie care se poartă în România de ani de zile. Investițiile să se facă repede și prost în perioada campaniei, să dai peste cap cu totul, de-aia asfaltul nu ține, de-aia bordurile nu țin, conductele. De-aia conductele pocnesc când e, de-aia se alege praful de tot, pentru că noi ne grăbim doar atunci, în al patrulea an, să dăm ceva la oameni ca să vadă că am mișcat, să zic, bă, uite, bă, ce a făcut ăștia, fii atent, bă, ce frumos a făcut, lăsăm-o pe ăsta, că uite, a început să facă. Păi nu se face așa. Nu se face așa. De exemplu, la ședința care a fost luni, da, de îndată. De îndată s-a aprobat achiziționarea celor 20 de troleibuze pentru Târgu Jiu. Noi care să le înlocuiască. Noi care vor fi auto mijloace de transport electrice. Vor veni și altele care vor fi autonome și vor fi și câteva care vor fi pe fir. Deci,
În acest caz, din punctul meu de vedere, se va descongestiona în mare parte circulația din oraș. Având în vedere că iar la fel se pregătește un fel de taxare din interior către exterior. Adică în centru să fie o taxare mai scumpă și cu cât te depărtezi de centru să fie o taxare mai ieftină. Deci cu cât mergi mai mult cu troleu, pleci mai puțin. Nu, mă refer la locurile de parcare. La locurile de parcare. La locurile de parcare, da? Adică o parcare vrei să fie în centru, să oprești chiar în buricul târgului, va fi, dau un exemplu. 10 lei, să zicem. Hai să zicem așa, 10 lei, dar nu va fi atât. Să zicem 10 lei ca să putem scădea, să avem de unde scădea, da? Deci luăm o sumă de referință de 10 lei. Vrei în centru la prefectură, să vrei în centru, în buricul târgului, să cobori din mașină să-ți cumperi ciocolată sau un covric, plătești 10 lei. Vrei în următoarea zonă, plătești mai puțin, 8 lei. Cu cât te depărtezi, 6 lei, 4 lei, 2 lei, da? Cu cât te depărtezi de zonă, va fi tot așa realizat, cu atâta va fi mai puțin. Un lucru bun, se va descongestiona traficul. Locurile de parcare să încercăm să le facem pe undeva, sau stațiile de autobuz. Lângă parcări. Ca să fie pe lângă parcări. Mașina. Omul să-și lase mașina acolo, vine cu mijlocul de transport în comun. Până în centru? Până în centru. Sau unde are treabă, își lasă mașina în siguranță în parcare, verificată, păzită, și așa mai departe, și când va pleca, se întoarce înapoi și își ia mașina și nu are niciun fel de problemă. Atunci, locurile de parcare fiind respirate în oraș, omul urcă în mijloacele de transport, un program regulat, mai des, pentru că vor fi mai multe mașini, și atunci nu se va sta foarte mult. Decât să faci 30 de minute dintr-un capăt într-altul orașului cu mașina, sau chiar o oră, mi s-a întâmplat să fac și 40 de minute la oră de vârf, te urci în mijlocul de transport și în 5 minute deja te-ai dus dintr-un capăt altul, 10 minute. E timp care îl economisești. Exact cum este marele oraș, la Cluj, am văzut acest lucru. Eu am fost oamenii la Cluj. Își lasă mașinile la intrarea în municipiu și apoi merg cu mijlocul de transport în comun. Sigur că da. Și atunci se va putea face un circuit frumos de sensuri unice cum e la Cluj. Adică te duci pe partea asta cu mașina, te întorci pe partea cealaltă. Sunt locuri de parcare frumos de rezidențiale care sunt în centru. Poți să faci, cum e la Cluj, o parcare cu SMS. Da. Înțelegeți? Este să rezervi prin SMS. Am parcat mașina, m-a costat. Sigur că da. Și ai tarif, exact cum am zis eu. De asta m-am și referit la... Care scad. Cu cât ești, exact. Cu cât ești mai aproape de centru, plătești mai mult. Și pe timp mai limitat. Da. Cu cât ești mai departe sau pe străzi mai lăturalnice, plătești mai puțin. De exemplu, eu în zona, hai să zic, a doua, da, am plătit, cred, nu știu, vreo 10 lei sau 12 lei pe 4 ore. Deci cam 3 lei ora. Și cu cât am ajuns în centru a fost mai scump, dar timpul mai limitat. Sau tot cam pe aceea sumă, dar timpul mai limitat la 2 ore. Înțelegeți? Deci ați plătit mai mult dacă ați parcat în centru. Sigur că și da. Ați trebuit să stați mai puțin. Sigur că da. Și atunci te limitezi. Băi, știi, mai stau o oră în plus, păi deja trebuie să marchez, că dacă nu vine amintit acasă. Da? Înțelegeți? Păi sigur că da. Și când dați drumul la investiția aceasta cu trolebuzele ecologice? Deja s-a votat, așteptăm să ne vină fonduri. Este un demers al primarului Romanescu, a făcut foarte multe drumuri la București, a echipei dumnealui, care o echipă cu încă care toată, câte a fost. Câte trolebuze veți aduce? Cred că vor fi 20 de toate. Totul nou, totul ok, ecologic. Le vedeți în locuri pe cele sigur de acum? Sigur că da, sigur. Și atunci va fi și siguranță, și confort. La 30 de grade nu-ți convine să mai stai în mașina ta, da, să te sufoci, să pornești aerul condiționat, pentru că poți să te miști mai ușor cu mijlocul de transport în comun. Că se pregătesc lucruri serioase și intense de valori. Cred că această investiție va fi în jur de 20 de milioane de euro. O investiție impresionantă. Foarte mare investiție. Foarte mare. Și cuprinde și reorganizarea sistemului de... cabluri de fire, de stâlpi pentru trolebuz. Pentru că a zis ceva de fire, mi-ați adus aminte că tot la această dată s-a votat și proiectul pe iluminatul public. Da. Va fi o rețea de peste 20 de kilometri de iluminat public pe LED. Economic și ecologic. Și economic și ecologic. Primăria va plăti mult mai puțin pentru acest sistem de iluminat. Facem economie ca să putem să investim în altă parte pentru a dezvolta. Și în ce zone puneți acest iluminat? Nu mai țin minte exact, dar în orice caz va fi pe raza municipiului
Și acolo unde nu sunt, unde nu sunt zone iluminate, se va accentua și va veni în folosul omului. Ce vreau să vă spun că în ultimii 2 ani, de când sunt consilier local din 2016, echipa noastră a PNL-ului niciodată nu s-a opus la un proiect pentru binele omului, adică de canalizare, de iluminat, de aducțiune de apă, de indiferent ce a fost în folosul omului, noi am încercat să fim în consens și să nu ne opunem niciodată. De fapt, 5 ședințele care sunt transmise pe video live, sau cum sunt live, se poate vedea acest aspect. Într-adevăr, ne-am bătut pentru a elimina anumite scurgeri, pentru a elimina anumite proiecte care s-au părut nouă incorrecte, cum a fost și proiectul de la Piața Mare. Cu parcarea. Cu parcarea. Până la urmă s-a scos de pe ordinea de zi și a rămas să vedem cum se va finaliza ulterior. Despre acest lucru vom aborda după scurta pauză publicitară. Complex Dolce Vita. Dolce Vita Summer Fun. Complex Dolce Vita. Piscină modernă cu apă filtrată și tratată cu cea mai nouă tehnologie. Bar, restaurant, pizzerie, gelaterie, muzică de ambianță, atmosferă de vacanță. Complex Dolce Vita. Pentru cine construiește, depozitul Adelia Con materiale de calitate pregătește. La depozitul Adelia Con din Târgu Cărbunești găsiți toată gama de materiale de construcții, începând de la ciment, fier, cărămidă, BCA și multibat și până la țiglă, gresie, faianță, vopsea lavabilă și tot ce trebuie pentru finisaje. Depozitul Adelia Con în Târgu Cărbunești, strada Pieții numărul 26, la 300 de metri de la CEA spre piață, pe partea dreaptă. Transportul la domiciliu se face cu mașini între 3 și 22 de tone, inclusiv cu mașină prevăzută cu macara de încărcare-descărcare. Depozitul Adelia Con. Meseria și știu de ce. Pornește la drum cu cei mai buni. Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC. Obține acum categoria de permis auto B, BE, C, CE cu cei mai buni instructori. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, cabinet pentru efectuarea testelor psihologice și fișe auto, program flexibil pentru orele de conducere, consilierea și pregătirea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final, dar și un impresionant parc auto. Vrei permis? Alegerea este a ta! Hai la drum cu Auto TNC! Ne găsiți în Târgu Jiu, vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Cu noi totul este mai simplu, pentru un succes garantat. Școala de șoferi Auto TNC. Telefon 0765 050 111. Dragi cumpărători, Pomadil vă așteaptă de acum și la magazinul din zona Păltiniș, cu produse alimentare și nealimentare la prețuri mici. Pentru amănunte ne puteți contacta la telefon 0756 112054. Vrei să ai tâmplărie PVC de calitate? Atunci nu mai sta pe gânduri. Alege Cipribon. Cu o experiență de peste 10 ani în domeniul tâmplăriei PVC, Cipribon dispune de o linie tehnologică proprie de producție, echipată cu aparatură de ultimă generație. Cipribon vă pune la dispoziție o gamă largă de produse și servicii de calitate la un preț competitiv. Folosim profile Rehau și Vivaplast, Feronerie, Roto și GU. Producem și comercializăm sticlă bombată. Oferim transport și garanție la lucrare. Ne puteți găsi în Târgu Jiu, pe Alea Digului și în strada Victoriei numărul 159, vis-a-vis de liceul numărul 2, sau la numerele de telefon 0762259083 sau 0762259084 sau pe site-ul www.cipribon.ro. Cipribon. Calitate înainte de toate. Cu peste 44 de filiale în întreaga țară, Bardi Auto își deschide o nouă locație în Târgu Jiu, pe Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, la fostul showroom Seat.
Bardi Auto îți oferă o gamă completă de piese auto, echipamente pentru servicii auto, accesorii, uleiuri și multe altele la prețuri favorabile pentru toate tipurile de mașini. La Bardi Auto primești exact piesa de care ai nevoie cu garanție 2 ani. Bardi Auto, tot ce trebuie pentru mașina ta. Colegiul Tehnic numărul 2 Târgu Jiu vine în întâmpinarea dumneavoastră cu oferta educațională 2018-2019. Învățăm în liceal de zi, filiera teoretică, profil real, specializarea științele naturii, o clasă, filiera tehnologică, profil resurse naturale, domeniul protecția mediului, tehnician ecolog și protecția calității mediului, o clasă, profilul tehnic, domeniul electric, specializarea tehnician electromecanic, o clasă, domeniul electronic automatizări, specializarea tehnician de telecomunicații, o clasă. Învățăm în liceal, continuare studii după absolvirea școlii profesionale de 3 ani, filiera tehnologică, domeniul electric, specializarea tehnician, electrician, electronist auto, filiera tehnologică, domeniul turism și alimentație, specializarea tehnician în turism, învățământ post-liceal, profil tehnic, școala post-liceală, tehnician echipamente periferice și birotică, o clasă, asistent medical de farmacie, o clasă, învățământ liceal cu frecvență redusă, filiera teoretică, profil real, specializarea științele naturii. Colegiul Tehnic numărul 2 Târgu Jiu, un pas inteligent spre viitor. Am revenit, dragii noștri privitori, cu domnul Nicu Bobu, consilier local, maestru, avocat, Barou Gorj, care îi mulțumim încă o dată pentru bunăvoința de a veni în fața dumneavoastră și de a analiza cu expertiză și bun simț ce se întâmplă pe scena politică locală și națională. Vreau să vă întreb despre un alt aspect cu impact deosebit pentru bugetul și finanțele țării, și anume, se pare că guvernanții mai scot din mânecă un as, și anume micșorarea vârstei de pensionare, 62 femeile, 63 bărbații, de la 65 cât era la momentul în care discutăm. Cum priviți dumneavoastră acest aspect? Vor suporta bugetul de stat și încasările de la buget acest nou val de pensionări care se va întâmpla mai devreme cu un an, doi de zile, pentru că am văzut o statistică a Uniunii Europene, suntem din păcate în vârful clasamentului în ceea ce privește numărul de pensionari raportați la salariații activi. Vă rog, maestre. Cam greu de discutat acest subiect, pentru că este un subiect sensibil cel al pensionarilor. Într-o primă accepțiune, este un lucru bun că se scade vârsta de pensionare, având în vedere că s-a micșorat și speranța de viață a românilor. E foarte greu să spun acum că nu sunt de acord cu micșorarea vârstei de pensionare. S-a ajuns în multe cazuri când sunt săraci oameni, nici n-apucă să-și mai ia pensia că sunt gata duși. Din nefericire. Din nefericire, pentru că, încă o dată spun, speranța de viață a românului este mică, s-a scăzut. Deci numai înainte eram la 68, 70, 70 de ani, acum am ajuns pe la 60, adică cam pe acolo pe unde apare și limita de vârstă de pensionare. Dar, din alt punct de vedere, se naște a doua problemă care este foarte gravă. Oare societatea, guvernul are de unde să plătească aceste pensii? Asta vă întrebam. Este foarte complicat. Pentru că în ultima perioadă ne-am obișnuit să luăm bani de afară, să luăm bani împrumut. În ultima perioadă a crescut datoria externă cu peste 33 de miliarde de euro, fără să avem nicio investiție majoră în țară. Bani care s-au dat pentru salariile bugetarilor și pentru pensii și salarii. Oare cât va mai putea suporta această țară aceste datorii? Să nu uităm că în 1989 am fost singura din țară din lume care nu aveam datorii la nimeni și chiar aveam de primit bani. S-a ajuns ca în 27 de ani să ajungem la o datorie externă
extraordinar de mare, care, după câte țin minte, era 80-90 de miliarde de euro. O sumă... O sumă colosală. O sumă uriașă. A ajuns până acolo încât să se vândă resurse, să se vândă petrol, să se vândă aur, să se vândă cupru, să se vândă argint, să se vândă sare, tot ce să mai se vândă tot, toate resursele minerale, cărbune. În cazul în care noi primim redevențe foarte mici, adică te las pe tine să exploatezi bunurile mele și eu primesc foarte puțin. Un lucru care nu mi se pare deloc ok. De asta se și evită răspunderea ministerială și răspunderea tuturor factorilor de decizie. Domnilor, ar trebui asta să fie prima lege care se dă, nu prima lege care se dă să fie din an, să fie cea a majorării salariilor și drepturilor parlamentarilor. În momentul în care se va vota și se va da această lege, care, după părerea mea, nu va fi niciodată votată, pentru că nu au interes cei care sunt acolo să o voteze, a răspunderii materiale, adică ai făcut greșeli să răspunzi, frate, cu averea. Nu te simți în stare, nu ești competent să ocupi o funcție, nu te băga, lasă pe altul care este competent. Să fie concurs, să fie tot ce trebuie, cel mai bun să câștige, să ne sprijinim oamenii. Avem copii cu facultăți, avem copii care sunt deștepți, avem absolvenți de facultăți de prestigiu din lume care nu-și găsești loc și nu vin acasă pentru că nu poate să ocupe funcție, pentru că se ocupă doar pe alte criterii decât cele de competență. Asta suntem, asta ajungem. Deci problema acordării acestor pensii va fi din ce în ce mai grea, va fi grea pentru că trebuie să suportăm cei care lucrează, să suporte pensiile celor care au muncit și care au dreptul la această pensie. Că au cotizat pentru pensia și acum ne întoarcem din nou la pilonul 2 de pensie. Aici voiam să cel care a gândit-o la momentul respectiv acest pilon 2 de pensie a realizat, domnule, statul, populația îmbătrânește. Pensionarii vor fi mai mulți, cei care lucrează mai puțin. Și atunci, ce facem noi să ajutăm un pensionar? Uite, ce vorbeam mai devreme, a scăzut de la 90% cât aveau gratuitate și compensare la medicamente, nu se mai compensează nimic. Și atunci hai să facem o socoteală. Un pensionar bolnav plătea doar 10% din medicament, să zicem 100 de lei pe o rețetă, un milion vechi, da? Acum va plăti 900, pentru că se va mări cu 90%. Și de unde va plăti el banii? De unde va plăti când are pensie 900? Și atunci, exact ce spuneam mai devreme, omul va alege între să-și ia medicamentele și să moară de foame sau să-și ia de mâncare și să moară de boală. Este o mare dilemă care se va pune în viitor. O alegere imposibil de făcut. Imposibil de făcut. Adică dacă nu ți-ai medicamentele, te-ai dus, dar și dacă nu te alimentezi, mori. Și atunci... Nu cumva, prin aceste măsuri, acest guvern deja îi condamnă la moarte pe pensionari? Acei pensionari care se laudă și care laudă că le vor crește pensiile și le va da și le va face? Unde-i creșterea? Da, se spunea că până în 2020 se va ajunge la dublarea d'acord, pensiilor. Sună frumos. Și pe mine m-ar bucura nu să dubleze, să le tripleze, să le dea cât mai mult, toată lumea să trăiască decent, toată lumea să aibă posibilitatea să meargă la munte, la mare, pentru că un pensionar, sincer, un pensionar muncește o viață, adună o viață, își pregătește bătrânețea ca să stea liniștit, să nu aibă probleme, să aibă o viață liniștită în ultimii ani de viață, da? Da. Bun. Păi, la ei de-abia atunci încep problemele, pentru că salariul nu mai e, vine pensie care e mai mică decât salariul, compensări, ajutoare și alea nu poate să beneficieze pentru că poftim, se taie subvenții, se taie tot treabă rost. Cu ce ajutăm? Nu cumva îi condamnăm și îi aducem la acea dilemă. Ce face? Moare fără medicamente sau moare de foame? O dramă până la urmă națională. Va fi o dramă națională și veți vedea. Adică cu acea mărire, cu impozitare, cu acel joc al guvernului. A mărit salariul la 1920, tu de fapt primești tot 1100, restul sunt impozite care se întorc la stat, tu nu te alegi cu nimic, dar toate se scumpesc pentru că a crescut salariul.
Inclusiv numai medicamente compensate. Sigur că da. Și atunci? Unde ne ducem în felul ăsta? E o întrebare dramatică. Unde se va ajunge? Vreau să vă întreb, maestru Nicu Bobu, despre un alt aspect, și anume pensia pilon 2. Ce credeți dumneavoastră, ca și analist politic, se va ajunge să se naționalizeze, să vă folosi acești bani ai noștri, ai tuturor, pentru ca guvernul să poată să-și acopere, să spunem, găurile din buget? Din punctul meu de vedere, eu sper să le dea Dumnezeu mintea bună și cei care sunt factori de decizie, sper să nu cumva să facă această greșeală, pentru că dacă vor face această greșeală, se va ajunge la o mare problemă pentru omul de rând, pentru contributor. Așa cum vă mai explicam și altă dată, omul primește un salariu, ca să înțelegem foarte clar ce-i cu acest pilon 2 de pensie. Omul primește salariul minim pe economie, să zicem, care este în jur de 1450, dau un exemplu, da? Da. Bun. Există acea cotă care se trimite către casa de pensii, către pensia ta viitoare. Da. Da? Bun. Din acea pensie viitoare s-a pus problema inițial să fie 8-9% către pilonul 2 de pensie, adică pensia privată care se va capitaliza mai departe, iar restul să rămână la pensia de stat. Din punctul meu de vedere, dacă aș avea această putere, pentru acel pilon eu aș duce 20-26%, un sfert din acei bani, eu i-aș duce către pilonul 2 de pensie, către pensia privată. Pentru că în acea pensie nimeni n-are voie să-și bage mâinile, nimeni n-are, în acest moment, după cum e legea, nimeni n-are voie să umble la ea. Cel care administrează acel pilon 2 de pensie este obligat să investească în instrumente sigure, cu o creștere garantată a profitului, cum ar fi bonuri de tezaur, cum ar fi aur, cum ar fi proprietăți care crește mereu valoarea, da? Iar restul să rămână la îndemâna guvernului, la îndemâna casei de pensii, să-i gospodărească, să-i administreze cum vor ei. Atunci, din suma respectivă care se dă, nu voi vorbi tehnic, voi vorbi ca să mă înțeleagă toată lumea, ca să fie pe înțelesul tuturor. Să zicem că din salariul total de 1450 sau 1920 se ia, voi vorbi pe o sumă fixă ca să înțeleagă fiecare, se ia 200 de lei către casa de pensii, da? Din care se va constitui pensia 200 de lei, 2 milioane vechi, da, din salariul tău pleacă către casa de pensii în fiecare lună. Din acești 200 de lei, un 50 de lei sau 50-60 de lei pleacă către pilonul 2. Pensia, da? Privată. Pensia privată. Deci aveți, rămâne pentru pensia de stat de bătrânețe 150 de lei, 1,5 milioane. Acești bani, cei 200 de lei sunt deja opriți pe stat. Nu contribui cu absolut nimic în plus. Pilonul 2 de pensie a dat obligativitatea celor sub 30 de ani, sub 35, pardon, de ani, să contribuie la acest pilon de pensie, iar cei peste 35 de ani, numai benevol dacă vor ei, pentru că sumele care se capitalizau în ceilalți 30 de ani de viață, cum s-a gândit acest 30? De ce a zis până în 35 de ani? Cum s-a gândit acest? Pentru că a zis așa, vârsta de pensionare este 65 de ani. Da. Până în 35 de ani, da? Până în 35 de ani, tinerii până în 35 de ani au timp să cotizeze 30 de ani la pilonul 2. La pilonul 2. Da. Unde se vor aduna lună de lună, an de an, 30 de ani, niște bănuți care se vor capitaliza și când vei ieși tu la pensie la 65 de ani, vei primi două pensii, una de la stat, care va fi mai micuță, da, iar cea de la pilonul 2 va fi diferența care îți va ridica posibil dublu pensia dacă ai fi cotizat. Dar numai... cum poți să iei bani din pilonul 2 toți o dată sau să iei reieșit? Acum, la vârsta de pensionare, da, la vârsta de pensionare se calculează cât ai tu dreptul să primești pensie. 2 miliarde, să bun, zicem. Nu? Da. Cât primești tu pensie de stat? A, pensia de stat. După contributivitate, da? Păi am avut salariul 2000 de lei, mi se cuvine mie 1450. Pensie 900.
Da? Că nu am avut un salariu foarte mare. Da. Sunt mai de ăsta cu salariu mic, mai muncitor, mai nu știu ce. Da. Și pensia mea care o primesc va fi de 900 de lei. Pum. Adică 9 milioane vechi. 9 milioane vechi. Dar la ăștia 9 milioane, pentru că am contribuit la pilonul 2 de pensie, vine pensia cealaltă capitalizată. Da? Și aici e... Poate să fie mai mare. Aici e posibil să fie mai mare pentru că e vorba de cum s-au făcut investiții și cât a crescut capitalul tău. Ai posibilitatea ori să-ți primești toți banii pe pilonul 2, odată, odată să-ți vireze în conștient, dom'le, asta e pensia ta pe pilonul 2, treaba ta, descurcă-te cu faci ea. Faci ce vrei. Da, pentru că e cererea mea. Eu vreau pe toți. Sau... Deci poți, poți să ceri, să iei pe toți. Poți, poți să-i ceri pe toți sau poți să zici așa, în 5 ani de zile, sunt 60 de luni, da. Da? Pentru că deja am 65 de ani, mă gândesc eu cât dracu să mai trăiesc. Speranța de viață, mai am 3, 4, 5 ani de trăit, bă, măcar mi-i virez pe ăștia în 5 ani de zile. Da. Dar 5 ani de zile, din pensia mea privată, care, din pensia mea pe pilonul 2, care apar acolo 3, 4, 5 miliarde cât s-o fi adunat, da. Pentru că e o sumă mare, ai 30 de ani în care tu contribui permanent. Sumă care se capitalizează, se adună, se adună, se adună se mulțește și se înmulțește permanent. Da? Da. Ai 2, 3, 4 miliarde care îți intră aici în cont și zice așa, 5 ani de zile am copilul aranjat, am fata aranjată, am nepoți, ăla e cu casa lui, deja are și el 30-40 de ani, da. Nu mai are nevoie de ajutorul meu. Ăștia 5 ani de zile, ăia 900 de lei care am și cum că 900 sau 1000 de lei, am 1900. Păi plec, frate, să mă plimbăresc, pentru că așa vreau să mă plimbăresc. Luna asta mă duc la Săcelu, săptămâna viitoare mă duc unde vreau eu, pentru că eu îmi capitalizez sumele și îmi mănânc acolo. Se mai naște o problemă. Un lucru extrem de bine gândit. Cum să nu? Deci cine a gândit pilonul de aia, a gândit-o foarte bine și v-a jucat să aveți în vedere faptul că nu s-a implementat rapid, a durat câțiva ani de zile ca să se ajungă acolo. Adică nu a mers aia așa că așa vrem noi. S-au făcut cercetări, s-au făcut studii, s-au făcut calcule. Pentru că pe timpul ăla încă se mai gândea. Acum nu mai. Hai, las-o așa, comisiuni. Dacă luăm comisiuni, afacerea e bună. Ce dacă privește statul revenit 3-5%? Dacă nu e 10% comisiuni, ce mă interesează pe mine? Ăștia sunt miliardarii de cartoni apăruți peste noapte. Oamenii care nu interesează de bunul general. Dacă eu trăiesc bine, ce treabă am cu alții? Iată, o gândire politică care n-ar trebui să fie proprie politicienilor la 100 de ani de România mare. Păcate, și din 4 în 4 ani, când avem ștampila mână și putem să avem putere mână, deci atunci avem puterea, omul de rând are cea mai mare putere din 4 în 4 ani. Vreau să mă întreb, maestre, de ce oamenii nu mai prea merg la vot? Ați adus un subiect extrem de interesant în discuție. De ce oamenii cu drept de vot găsesc tot felul de motive, de scuze ca să nu își mai facă, să nu își mai îndeplinească această datorie civică? Ca și curiozitate, când a venit Mittal Steel la Galați și a luat combinatul siderurgic și merge știu, mai mult decât bine? O știu de un gălățean, fiți atent. S-a pus problema așa. Muncitorii români, românul în general, nu i-a mers foarte bine înainte. Pentru că asta cu gândire occidentală, drumul este să dăm omului libertate, să fie altfel, să gândim să nu știu ce. Și la el tot timpul erau probleme cu prezența la servici, cu chiulitul de la servici. Metec românească. Și ce face domnul indian, englez, Mittal? S-a apucat să scrie pe un carnețel, deci o știu de la cineva de acolo, dacă m-am mințit, mint și eu, dar nu cred că eu. Și zice, domnule, într-un an de zile eu am găsit 500 de motive diferite, invocate de un român să nu facă un lucru. De la a murit soacra, a murit mama, a murit bunicul, a murit pisica, până la lucruri mai importante, înțelegeți? Iată ce idee a avut patronul. Atunci, de la întreprinderea noi, suntem și știm să motivăm perfect. Noi avem o explicație la orice lucru. Și dacă veți uita în jur, veți vedea că întotdeauna noi suntem experți în a motiva. Să nu facem ceva. Nu să facem ceva. Și cum i-a dat pe brază? Că am văzut că merge foarte bine acum. Păi omul deja a priceput și a devenit român ca ei. Atunci nu mai merge. Bă, să revenim la de ce nu iasă la vot. De ce nu iasă la vot? Vedeți? Motivarea. Ce zice?
m-am săturat. Toată clasa politică, miele hamite, toți sunt la fel. Toate lucruri care nu poți să zici că toată lumea e la fel. Nu seamănă deci de la o mână, dar apoi... Nu poți să zici. Trei. Dar lăsându-i tot pe ea, vă dați seama că deja au canalele făcute și totul se scurge prin aceleași canale. Acum, să zicem că și ceilalți ar face la fel, dar măcar mai schimbăm canalele. Și atunci, lovind apa în canal, nu se mai duce cu aceeași presiune și intensitate tot pe canalul ăla. Înțelegeți? Da. Și atunci mai diminuăm. Uitați-vă la domnul primar Romanescu cum a încercat să mai facă niște schimbări. Pici picolo, așa. Da. Dar se vede. S-a invocat faptul că a rămas anul trecut cu investiții cu niște bănuți care au băgat. Bun, nu i-a dus acasă. S-au achitat niște datorii ale comunității. De ce s-au achitat și au rămas bani excedent? Păi vă spun eu, pentru că atunci am găsit locul de parcare lângă bancă și consilierii PSD au refuzat cumpărarea. A doua zi un investitor a cumpărat. Pentru că ce nu era legal, ce nu era ok, ce nu erau hârtii, ce nu era pentru noi, pentru ăla au fost în regulă. Deci el a putut să cumpere și noi nu. În cazul în care cumpăram de la un executor, da? În cazul în care toate actele erau în regulă, pentru că erau, aveau și girul judecătorului sindic. Deci toate actele treceau prin tribunal până la urmă. Nu treceau așa, cumperi de la o persoană publică și nu știi care e natura juridică. Adică ăla a putut să cumpere cu toate motivele invocate de colegii mei, consilieri, n-a mai invocat nimic, pe când la noi nu s-a putut. Și atunci, obturând anumite canale, putem să facem anumite investiții. Domnule, măcar prin faptul că în primul an omul privește altfel lucrurile, măcar mai trebuie să vezi, să ai o altă optică, o altă viziune. Gândiți-vă că, haideți să facem o comparație cu fotbalul. Gândiți-vă că în fotbal, uitați-vă la cele mai mari echipe. Real Madrid, la care vreți dumneavoastră. A mers un antrenor, un an, 2, 3, 5. A câștigat odată, de două ori cupa. Pe urmă, treia nu mai câștigă. Pentru că acolo e nivelul lui. Nu poți să-l depășească. Nu poți să faci mai mult decât atât. Nu poți. E limita ta superioară. Da. Și atunci îi ții pe oameni la nivelul ăla. Atunci iei pe altcineva cu aceiași oameni care îi motivează în alt fel, care îi stimulează din alt punct de vedere și veți vedea că va fi un alt rezultat. Deci, asta este și este cu... renoirea liderului. Asta este și cu alegerile. Păi având același consiliu, având aceeași putere, având aceleași persoane în vârf, e normal să ți se pare că totul merge cum era și cu cântecul ăla. Las-o așa că merge așa. Da. Păi nu mai merge așa. Și hai să nu mai lăsăm așa. Din 4 în 4 ani, dacă vedem că există posibilitate, că există perspectivă, că există idee, că vrei să faci ceva, te mai las un mandat. Păi dacă văd că tu te-ai plafonat și drumurile din rău ajungă mai rău, că starea orașului este jalnică, că nimic nu s-a schimbat în 4 ani cât ai stat să conduci, la ce să te las? Hai să vedem altul, poate are altă viziune. Și schimbând o dată, de două ori, de trei ori, chiar esența democrației înseamnă alternanța la putere. Doar în totalitarism continuă aceeași echipă 20 de ani. Deci esența democrației asta înseamnă alternanța la putere. Dom'le, știu că ești bun. Hai să-l încercăm și pe ăla, poate e mai bun decât tine. Poate să facă altceva. Poate vine cu altă viziune. Sigur, are altă viziune. Omul a fost și el mai încolo de Târgu Jiu, a văzut și el cum e în altă parte, poate aplică și el altceva. Aș mai citit o carte care tu poate n-ai citit-o, înțelegi? Are altă viziune, altă concepție despre... Aia e problema, noi ne plafonăm. O lăsând oamenii la același nivel, ei nu vor putea nici să construiască, nici să dezvolte mai mult de atât. Aia este problema noastră, pentru că și ne ieșim la alegeri, ne ieșim la vot, dăm posibilitatea mereu și mereu și mereu ca să iese electoratul fidel unei formațiuni. Mai trebuie schimbat. Mai votează și cu altcineva. Eu nu zic că trebuie să voteze neapărat dacă PSD-ul e la putere să voteze cu PNL-ul. Ar fi de dorit, din punctul meu de vedere, dar ar trebui alternanță, ar trebui alte idei. Ar trebui și alte idei. Tinerii să se afirme, să se afișeze, să facă ceva. Pentru că vin din școală cu teorie destulă. Practica ne omoară.
Iată, lucru care pe toți ne fac să ne gândim mai mult la ce înseamnă datorie civică și, nu în ultimul rând, ne fac să ne gândim la ceea ce înseamnă esența democrației, fie că suntem mai în vârstă, mai tineri, mai apropiați de adolescență și să învățăm din ceea ce spun analiștii, care sunt aspectele care țin până la urmă de esența a ceea ce înseamnă dreptul nostru câștigat în 89. Mulțumim mult maestrului Nicu Bobu pentru aceste informații și pentru analiza făcută în această seară. O să medităm cu toții mai mult și o să așteptăm lucrurile bune care ar trebui să se întâmple.